Colegiul Național din Nicu Golescu este coordonator al proiectului Erasmus Plus Recycling Makes the World Go Round. În cadrul acestuia sunt implicate 5 țări, Spania, Portugalia, Germania, Franța și România. Oaspeții din cele 4 țări au ajuns pe meleaguri muscelene, iar luni seara au asistat la un spectacol oferit de elevii și profesorii Colegiului Național din Nicu Golescu. Pe lângă piesele din repertoriul internațional care i-au purtat pe cei prezenți în sală în diferite colțuri ale lumii, oaspeții au putut asculta și o piesă compusă de elevii Colegiului Câmpul Lungean. Proiectul european vizează în principal îmbunătățirea abilităților privind reciclarea deșeurilor și sortarea acestora pe diverse categorii, dar și dezvoltarea abilităților digitale. Proiectul a debutat în luna septembrie și se va derula pe parcursul a 2 ani.